CSU Danube s-o poate depăși în clasament pe Măgura Cisnădie. Echipa gălățeană are nevoie de un succes în partida de duminică pentru a-și depăși contracandidata la primul loc de deasupra liniei. Elevele lui Valeriu Costea se află într-o perioadă fastă. Afirmat și toate partidele le luăm de la victorie. Nu ne dăm înapoi că jucăm cu nu știu ce echipă. Fetele au demonstrat că pot să facă față și contra unor echipe cu state vechi în Liga Națională. Noi mergem la victorie, mergem să câștigăm toate meciurile. Andreea Chiricuță, care a fost lovită în partida de la Râmnicu Vâlcea, ar putea să se afle în teren în partida de duminică. De fapt, este o fisură de piramidă nazală. Din punctul meu de vedere, Andreea va putea să joace duminică contra Cisnădiei. Rămâne de văzut mai departe dacă durerile persistă sau mai pierde. CSU Danubius va avea cu siguranță un aliat important în partida de duminică, inimosul public gălățean.